vorbim despre ce înseamnă afaceri de familie, pentru că în momentul în care am venit cu prietenii de la Maastricht, spuneam că nu orice știm înseamnă afaceri de familie. Și ar vrea să ne vedem pe Sergiu Neguț. Să ne spunem care sunt modelele și cum vede el afacerea de familie. Te rog, Sergiu. Super. Trebuie să mă nevrem, înțelese, ca să știu când bine vrem, doar că m-am aflat. Okay. E foarte interesantă treaba asta cu afacerea de familie și mi-am uitat aminte că m-am lovit de-a lungul anilor de o mulțime de relații, cu mulțime de antreprenori care au făcut propriile doar afaceri. În România, pentru că avem un capitalism foarte recent, povestea asta cu familiile e cumva în ruptă. Au fost 50 de ani de ruptură între trecut și prezent și nu s-a transmis aproape nimic. În schimb, în momentul în care am ieșit și am lucrat afară și m-am trezit într-un mediu mai economic, mai dinamic, am constatat că foarte multe afaceri și foarte mulți oameni lucrează efectiv în afaceri de familie. Și m-am vorbit de niște statistici care înseamnă cu ce a zis Alex mai devreme, și care spuneau la un moment dat că, nu știu, cred că 30% din afacerile de peste 1 miliard de euro sunt afaceri de familie. Lucru pe care, dacă judecăm de aici, din perspectiva noastră, cum au Dâmboviței, s-ar putea să iasă mai mult. Pe de altă parte, s-ar putea să ne motiveze să facem și noi ce trebuie, ca să avem și noi familiile noastre, care produc și ele afacerile noastre și așa mai departe. Așa că, vreau să vă spun câteva lucruri despre cum văd eu domeniul ăsta. Eu sunt Sergiu Neguț și fac o mulțime de lucruri. Fort Growth, asta este ultima găselniță, este o prăvălie care ajută prăvălii să crească. Dar vreau să începem cu un business case. Că de-aia sunt tot la MSM, ca să fac business case. Alex e un tip, nu ești la Alex. Okay. Nu sunt la Alex. Care se trezește brusc în urma unui eveniment nefericit, că moare tatăl lui, proprietarul unei afaceri foarte mari. El e foarte tânăr, e manager, lucrează în firma aia de ceva vreme. La ce ar putea el să se gândească? Cum poate el să abordeze? Dacă poi mine trebuie să preia integral pruierea afacerii și să vrea să o crească. Are el o șansă reală în lumea asta de afaceri? Care sunt primele lucruri la care te-a trebuit să gândească? Problema e că ar trebui să gândească în primul rând la aptitudinile lui Matic, în cazul la afacere în bani. Alex al nostru asta a și făcut. Deci Alex, The Braid, 356 BC, povestea cu afacerile de familie este că ele atunci când cresc, se transmit dintr-o generație în generație, funcționează ca niște mici imperii. Funcționează ca niște mici imperii conduse de niște oameni care au autoritate în companiile respective, disproporționat de mare față de ce știm despre orice altă companie. Pentru că sunt afaceri ale fondatorului care se transmit din generație în generație. De-aia seamănă cumva cu ce știm din istorie, cu imperiile, cu regatele, cu comitatele, celelalte lucruri. Graficul ăsta spune și ce am zis mai devreme și cifrele sunt aceleași. Și anume că, așa cum s-a întâmplat și la Alex al nostru, el a făcut o afacere mult mai puternică decât tatăl lui fi. A reușit să cucerească jumătate din lumea cunoscută la momentul respectiv. Dacă o generație mai târziu, construcția lui s-a destrămat. Rata cu care se desconstruiesc afacerile de familie e o rată uriașă. De la o generație la alta, supraviețuiesc o treime. Chestia asta în cascadă, după 4 generații, înseamnă 3% rată de succes. Ceea ce e îngrijorător dacă te gândești la afaceri și te gândești că o să fie afacerea de familie. Nu face. Asta este slide-ul meu, te gândești foarte bine. Am o întrebare referitor la strategie dinainte. Ce înseamnă asta? Că a dispărut afacerea sau că au recrutat pe cineva un talent din afară? Nu, înseamnă fie că a dispărut afacerea, fie că nu mai are aceeași structură de loc. Nu-i vorba că au recrutat un manager din afară, în sensul că a fost vândută. Unei alte afaceri de familie sau unui multinaționale sau listată sau orice altceva.
că nu mai va face de familie. Poate să fie afacere de familie și dacă are management profesionist angajat extern și sunt membrii familiei sunt doar non-exec board members. Okay. Bun. Ce trebuie să facă o afacere ca să-i meargă bine? Să facă trei lucruri mari, asta este una din ideile pe care le promovez așa. Cel mai important este să supraviețuiască. Cel mai important este să supraviețuiască pentru că, oricând ne-am ținut mie în business-ul de zi cu zi să facem bani, dacă încercăm să facem ceva pe termen scurt și ne concentrăm pe termen lung, afacerea se duce de râmbă. Ce fac foarte bine afacerile de familie este că au această viziune pe termen lung, dar pe termen foarte lung. Adică au viziunea pe termen mai lung decât managerul tipic de multinațională, normal, antreprenorul gândește pe durata vieții lui, de multe ori nu gândește și un pic dincolo de bariera asta. Prioritatea 2 este să facă bani. Mai mulți bani și mai mulți bani. Și există și o prioritate a treia, pe care o găsesc foarte puternică la afacerea de familie. Și anume, lucrurile alea despre care când iese miscul pe podium, vorbește. Pace în lume, să fie frumos, toate afacerile de familie pe care le cunosc, și care transmit ceva de la o generație la alta, au o implicare masivă în viața comunității din care fac parte. Pentru că nu e vorba despre a face bani, sau nu e vorba numai despre a face bani, e vorba de a construi ceva pentru ceilalți. Și construcția asta, în momentul în care ea devine perenă și se transmite, e o construcție de implicare, o construcție mult mai mare. Cam pe multe sunt diferite afacerile de familie de restul afacerilor și cam la ce trebuie să ne uităm în momentul în care încercăm să înțelegem care sunt diferențe, de unde vin punctele tari ale afacerilor de familie pe care să încercăm să le copiem în celelalte afaceri, unde sunt punctele slabe în care orice afacere de familie are nevoie de sprijinul unor consultanți care să-i ajute să crească mai departe. Un lucru critic aici și un lucru care mi se pare cel mai important și la noi, în momentul ăsta, nu e încă, sigur că e succesiunea, dar lucrul cel mai important aici este durata mandatului CEO-ului. CEO-ul, ca fondator al business-ului, are o durata mandatului de 20-30 de ani într-un business. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de o parte, o gândire într-adevăr pe termen lung, o viziune, o stabilitate, o încredere, o putere. Pe de altă parte, poate să însemne o lipsă de flexibilitate. Condițiile în care ciclurile economice schimbă paradigma comercială, economică, de business la câțiva ani și cu avansul tehnologiei chiar mai mult, depinde de zona de business în care ești, s-ar putea ca asta să fie o slăbiciune, dacă nu este contrabalansată de niște măsuri care să aducă în jurul CEO-ului niște oameni suficient de flexibili ca să poată să treacă la nou. Asta e chestia pe care o vedem foarte puternic, durata mandatului unui CEO. Planurile de succesiune. Noi, e foarte interesant că la noi, în România, faptul ăsta că avem CEO în funcție de 20 de ani, este foarte puternic văzut în unele organizații. Faptul că avem probleme de succesiune s-a întâmplat doar de câteva ori și, în categoria noastră, nu se întâmplă și nimic. Corporate governance. Corporate governance e un cuvânt foarte de plastic, de lemn, de ce vreți. Dar, în realitate, vorbește despre cum ne luăm noi decizii. Cum ne luăm deciziile în afaceri antreprenoriale și cât în afaceri de familie tinere, cum sunt cele din România, e o modalitate mai degrabă ad hoc. Da? În care puterea, încă o dată, a fondatorului, este o putere quasi-discrețională. Rare ori am văzut ca să existe o plată mai largă de consultare a unor experți din interiorul sau din afara companiei, comparabile cu ce înseamnă corporate governance în organizații mai mari. Asta, bineînțeles, că are avantaje, mișcăm mai repede, și are dezavantaje, că s-ar putea să cădem într-o capcană, în care nu toată lumea poate gândește ca noi. Există diferențe legate de autoritate formală și autoritate informală. Membrii familiei, chiar dacă din punct de vedere formal nu sunt direct autorizate, întotdeauna o autoritate informală uriașă în business. Da? Am văzut la un moment dat o carte de vizită care a circulat pe net, pe care scria, nu știu, numele așa, și sub funcție era soțul patroanei.
să ținem minte chestia asta, pentru că există într-adevăr și în momentul în care lucrezi cu afaceri de familie, trebuie să fii foarte atent la cine, ce putere de influență are acolo. Ceea ce mă duce cu gândul de The Untouchables. Sunt acolo niște oameni care sunt de la început, care sunt acolo pentru loialitatea lor, nu pentru competența lor. Pentru faptul că au fost la bine și la greu, și pentru faptul că antreprenorul, fondatorul, nu este pregătit să renunțe la această colaborare din motive sentimentale. Da? E de bine sau de rău? De, părerea mea este că e amestecat. E de rău din punct de vedere tehnic al performanței business-ului. E de bine din punct de vedere al stabilității și al reperului pe care trebuie să-l prezinte antreprenorul pentru toți ceilalți oameni din organizație. Asta e una din deciziile cele mai grele pe care trebuie să le ia un antreprenor, și anume când a crescut afacerea lui la nivelul la care are nevoie, în funcție de conducere, de oameni care au altă calificare și alt nivel de performanță față de cei cu care a pornit la lucru, trebuie să spună nu unor oameni care n-au greșit absolut nimic, doar că nu sunt pregătiți să fie la nivelul lor. Și asta e o decizie extrem de grea, pentru că e o decizie care pune în balanță pragmatismul cu valorile noastre de afiliere umană și foarte greu să iei o decizie. Variantele mai, hai să zicem, compromisurile acceptabile pe care le-am văzut făcute au fost cele de extindere a structurii la nivel de conducere, de așa natură încât să permită suflu nou, sânge nou, dar fără într-adevăr să-i scoată cu totul pe cei, pe cei vechi. Variante și mai bune înseamnă să-i iei pe cei vechi care nu mai sunt calificați pentru amvergura poziției de management, să-i transformă într-un fel de advisor, experți, coach, mentori pentru oamenii mei. Autoritate față de democrație. De, business-urile astea de familie sunt, cum spuneam, CEO și familia, în general, au autoritate mult mai mare decât în business-urile obișnuite. Și asta mai are un revers, și anume că de multe ori cultura organizațională e una paternalistă. Suntem o mare familie, în jurul familiei propriu-zise, da? Și ascultăm înțelepciunea conducătorului, sună pe rate, dar nu-i chiar așa, adică chiar ascultăm pe bune înțelepciunea unui ăla care a condus afacerea, care a pornit afacerea. Mai e o chestiune de viteză față de paralizie. Și aici, business-urile de familie, în general, sunt business-urile antreprenoriale și se mișcă mult mai repede decât business-urile corporatiste. De ce? Pentru că lungimea lanțului de decizie e foarte scurt. Am făcut Consiliul de Administrație dimineața la micul dejun, am stabilit că mâine investim jumătate de milion în business-ul ăsta, let's go! Mi se pare că funcționează de obicei foarte bine așa, dar e foarte interesant că dacă planul de succesiune nu e rezolvat și în generația a doua, să zicem, avem mai mulți centri de putere, genul de paralizie care apare acolo pentru orice fel de dispută, poate să fie năucitor și nimicitor. Competență față de tradiție, e încă un balans, cumva, fiind care se leagă de lucruri care au fost făcute în firma noastră, după standardele noastre, întotdeauna într-un anume fel. Și dacă lumea se schimbă, pentru că întotdeauna am avut succes și imaginea asta a succesului nu e niciodată contestată de nimeni, avem cumva tendința să rămânem pe căile bătătorite. De îndată ce business-ul devine destul de vârstnic. Valori și implicare comunitară. Cum spuneam mai devreme, business-urile de familie sunt mult mai puternic ancorate în valori, sunt mult mai puternic implicate în viața comunității, pentru că vorbesc despre, ok, ne-am transformat familia într-o afacere, ne-am transformat afacerea într-o familie, asta face parte dintr-o comunitate și se implică acolo cu toate resursele ei. România. Țară frumoasă, oameni harni și ospitalieri. Cam tot ce era afacere de familie românească, din păcate, în perioada comunismului s-a întrerupt. Adică numai afacerile care erau semnificative ca afaceri românești în anii 40 nu mai sunt semnificative ca afaceri românești astăzi, deloc. Poate să discutăm mai la obiect, că eu sunt născut pe vremea lui Don Gica. Le-am făcut praf. Așa. Da? Am dat cu ciocanul în
cariatide. Că sunt expresia pornografiei occidentale. Există o dependență foarte mare de, în companiile antreprenoriale românești, de fondatori. Tocmai din cauza faptului că extrem de au fost foarte puține cazuri în care s-a trecut deja de prima generație de succesiuni. Deci când a avut deja un transfer de la o generație la alta. Asta este ce se întâmplă. Avem câteva cazuri de succes de transfer din asta dintr-o generație în alta și câteva cazuri de eșec, pentru că nicio succesiune nu era pregătită. Dar, în general, afacerile de familie din România sunt afaceri conduse de fondatorii lor. Dar trebuie să ne pregătim. Pentru că pașii ăștia urmează să apară. Majoritatea companiilor de familie din România nu sunt pregătite în momentul ăsta să-și abordeze în mod creativ și sustenabil creșterea, dincolo de moștenirea de legăsiuni lansat de fondatori. Și asta este un spațiu critic și asta face conferința noastră de astăzi și necesară și asta face cumva să începem să ne gândim foarte serios ce se întâmplă în companiile astea, încotro. Pentru că nu există un plan de succes și un plan de succesiune pe termen lung. Cam asta e peisajul în care afacerile de familie sunt astăzi în România. Foarte la început, dar deja o mulțime de patroni care sunt acolo de 20 de ani. Modelul este ăla al despotului luminat, care conduce o afacere de oameni veseli și bine dispuși și foarte hotărâți să intre în voie și foarte hotărâți să facă tot ce trebuie ca să atingă obiectivele. Da? Și ăsta este unul din personajele mele preferate de film. Despre că vorbim, Mr. Blue. Există și niște lucruri foarte puternice pe care le-au afacerile de familie și din care trebuie să învățăm în momentul în care oricare afacere de alt fel vrea să se gândească cum ar putea să devină mai agresivă în creștere, să fie mai puternică în situații de criză. Afacerile de familie au o chestiune în sensul că nu investesc în lux, în luxul personal al cumpătorilor, la fel de mult cât o fac afacerile, să zicem, corporatiste standard. Dacă vă uitați la birouri, la birourile afacerilor de familie pe care cunoașteți, comparativ cu birourile competitorilor lor direcți care sunt corporații, o să constatați că birourile antreprenorilor sunt mai puțin luxoase. Și că își amână de multe ori momentul până când fac următorul nivel de dezvoltare, pentru că e pe bani de buzunar. Și pentru că nu investesc în capex, în mijloace fixe, la fel de ușor cum o fac alte companii. De ce? Pentru că iarăși e vorba de bani din buzunar, care trebuie investiți în niște mijloace, care produc sau nu produc. Pentru că se investește comparativ mai puțin, gradul de datorare al afacerilor de familie și al afacerilor antreprenoriale și din România este mai mic comparativ cu firmele mari și sunt mai puțin tentate să intre în repurchase și acquisitions. De ce? Pentru că nu fac operațiuni la fel de riscante. În schimb, afacerile de familie merg spre o diversificare mai profundă. De ce? Pentru că dacă mi s-a făcut o afacere, îmi este utilă pentru o integrare pe verticală, pe orizontală, pentru o pentru că pur am găsit o oportunitate, o fac. Și așa apar conglomerate. Și la fel, prova foarte pragmatică, ieșirea internațională. Poate și dintr-un orgoliu de empire building, dar foarte multe din companiile antreprenoriale și companiile de familie merg mai devreme, raportat la cifra de afaceri în extindere internațională, în raport cu companiile cu altă structură de proprietate. Deci, una peste alta, sunt o mulțime de lucruri care fac companiile de familie mai puternice. Foarte interesant, există un studiu făcut de Harvard, care constată că în vremuri grele, în vremuri de recesiune, afacerile de familie performează mult mai bine decât afacerile cu altă structură de proprietate.
Și asta este tocmai din cauza cumva prudenței în a aborda afaceri riscante, din cauza, în cele din urmă, a gândirii pe termen lung. Da? Într-o afacere de familie au fost mai multe cicluri economice, am avut ups and downs, știm la ce să ne așteptăm. Nu ne preocupăm, cum de multe ori managementul unei corporații se preocupă, ok, ce trebuie să fac ca să fiu în funcție și peste un an, să-mi realizez targetul și să-mi iau bonusul. Ok? E mult mai important să ajung să fiu peste un an în funcție decât ce o mai fi peste 5. Dacă o mai fi. Pentru cine o fi. Există însă și capcane. Capcanele care, pentru afacerile de familie. O capcană importantă este aia că oamenii din familie, întotdeauna, au un loc în companie. Adică tu de tu tată, fă ce vrei, că dacă nu-ți iese, eventual, o să poți să te întorci și să avem un job de manager în compania asta pentru tine. Așa funcționează. La ta generație, cu la ce de la tot? Mă spun de la tot. Ok, da, ok. A doua e în joasă rapid. Dacă supraviețuiește, trebuie să cauți. Și putem discuta cu argumente de la răzăniac și din altă. Sunt foarte multe argumente, sunt vizibile de câteva ce ne pot gândi. Hai să trecem. Soluția pentru... Nu mai întreb. Soluția pentru asta este în principiu ca ori de câte ori creezi un job pentru cineva din familie în companie, să aibă loc un screen și o testare cumva ca să fie cât de cât la același nivel cu managerii externi care testează în companie. O altă problemă de care se lovesc multe companii este că sunt foarte multe rude care trebuie angajate la un moment dat. Foarte multe rude. Și știți că și ăsta micu a terminat acum facultatea, unde îl punem și pe el. Ideea este că multe companii nu pot să crească așa de repede cum crește familia, o familie de succes. Și în cazul ăsta, o soluție reală este să planifici chestia asta corect. Pe lângă filtrele pe care le pui, partea soluției numărul 1, la cine poate fi bune să intre în companie în structura de management, trebuie să mai fii atent cumva și la cum scalezi pentru creștere, ca să poți să faci față la toate challenge-urile astea. Un alt risc pe care l-am, mă rog, l-au identificat niște specialiști și cred că se aplică, este că, de multe ori, genul de specializare pe care îl are fondatorul sau pe care îl au fondatorii atunci când sunt mai mulți, este ereditar. Adică, dacă tatăl fondator a fost un expert în marketing, și fiica moștenitoare o să fie un expert în marketing. În silozarea asta, la nivel de competență, nu neapărat aduce valoare. Cel mai bine ar fi că atunci când ne diversificăm și creștem structura de familie în conducere, să avem mai multe competențe la masă. Adică să nu mai fi doar un expert în marketing, să mai fie și financiar, să mai fie și operațional. Asta. Și asta e un lucru care trebuie planificat din faza de ok. Și noi la ce școli ne trimitem copiii, dacă există un agreement, că ei chiar să intre în business la un moment dat. Și mai e o soluție foarte importantă pentru asta. Și anume, dacă nu avem competențe în familie și nu avem o structură de costuri care să ne permită să angajăm experți la nivelul ăla de care avem nevoie, la nivel de board executiv, pe competențele respective, e foarte important să apelăm la oameni, ca mentori, care știu să facă lucrurile astea. Nu trebuie să fie poziție executivă. Dar trebuie să mergem și să întrebăm și să cerem sfaturi pe oamenii care pot să dea astfel de sfaturi. Și soluția pe care o recomand întotdeauna, și mi se pare că e extraordinar de valabilă pentru companiile de familie în etapa în care sunt ele astăzi în România, este o brumă de guvernanță corporatistă, o brumă, nu o guvernanță corporatistă, cum vedem la companiile mari care au văzut de administrație și de-aia, dar un board executiv, un board de decizie sau un board of advisors, cel puțin, care se cuprindă pe lângă decidenții majori din familie, niște non-exec, care au competență și calificare și înțelegere de business, de așa natură încât deciziile majore să nu fie afectate de fenomenul ăsta de grupții. Știți că de multe ori se zice
că nu e bine să faci afaceri în care ești numai cu prieteni care au exact același mod de a gândi ca și tine. De ce? S-ar putea să fii opac la toate, la tot modul de a gândi al altora. Un mod de, gândi, de a gândi diferit. Și soluția asta este cea mai simplă. Pentru că te întâlnești într-adevăr în business odată la o lună, două, când e board meeting-ul, toți împreună pe board pack și ai cel puțin doi oameni care sunt non-exec, care sunt niște oameni cu un business acum în adevărat și care se uită din afară la problemă și stau guidance. Și se lucru foarte puternic. Și la noi e foarte la început. Foarte bine să-l facem. Sunt vreo câteva companii măricele, care sunt companii de afaceri, Samsung, Porsche, Roche, gigantul farmaceutic, Vital Steel, jumătate din producția de oțel pe pământul ăsta, în afara Chinei, de mâinile lor. Și ideea e că dacă aveți o afacere de familie, tare mult m-aș bucura să avem numele aici, ca să ne fie bine la toți. Soluția e doar să facem greșeli mai mici de mâine. Mulțumesc! Majoritarilor, din partea acționarilor majoritari, fie că vom vinde împreună într-un termen de 3-5 ani, fie că vor răscumpăra acțiunile mele cu o schemă prestabilită de calcul în 3-5 ani. Da, nu mi-a răspuns, ce vreau să nu. Da, deci fac un de business exclus cu corporația. Da. Deci vă mulțumesc că ați construit la propriul meu business. Mulțumesc, excelent. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Ațăder, din nou. Eu vreau să te întreb, pentru că ai prezentat și cu bune și cu rele, afacerile de familie. Și vreau să văd părerea ta, după ce le-ai și analizat și le-ai și prezentat, unde crezi că ar fi mai bine? Asta e întrebarea. Categoric în afacerile de familie, sunt mai bine, ce și în practic o să ai mai mare. Riscul însă, riscul pe primele 6 luni, e mai mare pentru afacerile de familie. Pentru că nu știi în ce structură de familie intri, și dacă acolo e loc pe bune pentru oameni din afară. Când am intrat eu la CMO, care era un fel de afacere de familie, la momentul respectiv, au fost două momente de șoc în primele săptămâni. Una a fost prima ședință de management, în care toată lumea vorbea în paralel și nimeni nu lua notițe. Și a doua a fost în momentul în care mi-am dat seama că se fac pariuri, că nu o să rezist mai mult de 6 luni. Ce era să ne-am ales pe tine? Normal. Și asta e. Vă rog, dacă aveți întrebări. Trebuie într-un moment care vrea să se schimbe. Foarte mulți oameni vor să pornească o afacere. Și asta am dat de personal. Cursul care te rulește în afacerea care te rulește în 2010. L-am stopat pentru că dau unul la altul. Dacă face unul la altul. Și sunt foarte mulți care vor să pornească o afacere. Ce recomandare le putem da? Ok. Asta e? Ok. Afacerile se pornesc cu o combinație de inițiativă, pe gen de curaj. Vreau să-mi montez. Și nu cred că e nevoie. Și în același timp, luciditate. Okay? Majoritatea oamenilor care pornesc o afacere, pornesc pentru că au curaj. Nu întotdeauna au și luciditate. Mulți din ei care au luciditate, nu au curajul ca să pornească afacere. Putem face distinția
Trebuie curaj în disperare. Da, da, e curaj în toate situațiile. În disperare poți să-ți iei un job prost. E super ok. Ce sfaturi sunt? Întotdeauna să fii, să te uiți la piață, să aibă dimensiune, în businessul care vrei să intri, piața să aibă o dimensiune relevantă în care tu, dacă ai acoperit o cotă acceptabilă, posibil de obținut în piața respectivă, să faci destui bani încât să-ți hrănești familia și să rămână și ceva în plus din chestia asta. Deci nișa aia să fie suficient de mare. Dinamica sectorului respectiv să fie suficient de bună încât să nu fie o industrie pe moarte. Okay. Sau hipercompetitivă, în care să nu poți obții o cotă de piață semnificativă. Trebuie să ai, de la bun început, la masă, setul de skill-uri necesare din toate zonele. Ceea ce înseamnă fie parteneriat, fie angajați și în orice caz, tu sau un partener să fie în stare să facă vânzări, nu un angajat. Te pornești, te faci un startup, nu faci vânzările cu angajați. Așa. Și trebuie să ai, să fii pregătit ca succesul, așa cum ți l-ai definit, să coste dublu și să dureze dublu față de business plan cu care ți l-ai făcut. Să ai o variantă de rezervă în care dacă costă dublu și dacă durează dublu, nu mori în timpul ăsta. Reformulat un pic. Unde să nu mori? Survival, numărul 1 acolo, pe ordinea de prioritate.